Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! De la 3 până la 6 decembrie, luna va fi în scădere. În plus, se anunță o furtună întărită de dubla neînțelegere a Soarelui cu Marte și Uranus. Efectul negativ al acestui aspect va fi, de asemenea, sporit de natura retrogradă a Mercurului și de apropierea lui Marte de Neptun, care va apărea odată cu luna nouă a zilei de 7 decembrie. Adăugăm, de asemenea, energiile negative ale unei dispute dinamice a Soarelui cu Neptun. Această perioadă poate fi simțită ca una dintre cele mai stagnante și dizarmonice pe tot parcursul anului. Acest lucru poate provoca un număr mare de decese și epidemii, relații confuze și complexe. Folosește acest timp pentru a nu te simți singură sau pentru a socializa cu cei dragi. Orice certuri și dezvăluiri sunt nedorite. Pe 7 decembrie este indicat să îți vezi mai întâi interesele tale. Nu face concesii nimănui, apără-ți opinia. Pe 8 și 9 decembrie, cu luna în creștere, te poți aștepta la succes în carieră. Vei fi capabilă să realizezi planuri care înainte păreau imposibile. În plus, meritele tale vor fi observate de șef și vor dori să te răsplătească. Nu este cel mai bun moment pentru a începe ceva. Orice despărțire poate aduce necazuri. Încearcă să termin toate afacerile sau problemele actuale. Părul ar trebui îngrijit pe 4 sau 5 decembrie. Poți corecta tunsoarea, poți vopsi părul în culoarea obișnuită. Dar hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec Poți să te afli întreaga săptămână în fața faptului că ești obligată să te supui anumitor persoane și circumstanțelor. Neînțelegerile cu cel iubit nu vor putea evitate, nici măcar nu încerca. Doar să îți dai timp să te recorești, să nu e de situația. Nu vei avea libertatea de a alegere, și acest lucru poate fi foarte enervant. Cel mai dificil va fi pentru cele care lucrează într-o echipă. La locul de muncă pot apărea probleme din cauza neatenției. În prima jumătate a săptămânii, poți fi influențată de parteneri care, mai devreme sau mai târziu, nu îți vor aduce numai bine luni se pot ridica probleme de sănătate, mai ales dacă ți-ai permis călătorii pe distanțe lungi. De asemenea, în această perioadă, afacerile interne ale gospodăriei pot deveni enervante. Marți poți fi furioasă, secretoasă și emoțională. Miercuri, întoarcerea foștelor prieteni sau vizitarea unui loc cunoscut nu va duce la nimic bun. Joi, Astrele intenționează să schimbe brusc energia ta atunci când un partener te va conduce în mod neașteptat la o criză sau la o forță majoră. Astrele avertizează că va trebui să cheltui o anumită sumă pentru rezolvarea problemelor create de alte persoane. În chestiuni personale poți pierde, poți fi manipulată. Evadarea din toate problemele va funcționa numai în weekend. Renunță la toate obligațiile și planurile și mergi cu prietenii prin împrejuri. Dedică weekendul ție însăți, în special discutând cu cei aflați la mare depărtare de tine, după cum sugerează planete prietenoase în sectorul 3 al Astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Săptămâna va trece dinamic și uneori tu însă nu vei observa cum va trece ziua. Nu îți face griji cu privire la greșelile pe care ai putea să le faci acum. Mai târziu vei avea șansa de a le repara. Dacă îți place de o persoană, spune despre asta nu îți fie frică să iei inițiativa în aceste zile. Vei putea schimba cu ușurință activitățile, deși de obicei o faci cu reticență. Luni te poți aștepta la dificultăți de la copii sau de la cei dragi. Unele evenimente se pot întâmpla ca o avalanșă și pot provoca iritații în ochișori. Acest lucru va afecta în special parteneriatele în locurile publice. Marți, astrele spun că ar trebui să fie dedicată în totalitate problemelor legate de locuință. Probabil că există facturi la care a sosit timpul să fie plătite. Miercuri pot reveni unele probleme cu finanțele, copiii, educația. Joi poate crește numărul de cazuri de forță majoră, pot fi legate de finanțare în comun sau de bani ai altor persoane. În astfel de ocazii pot exista surprize în parteneriat. Vineri va exista o schimbare a energiei în relațiile cu alții importanți pentru tine. Cele care sunt pline de speranță că vor schimba în curând locul de muncă pot afla pe la sfârșitul acestei săptămâni unele vești plăcute. Unele dintre voi pot deveni dependente și nu întotdeauna va fi rău. Un roman interesant va fi posibil într-o relație romantică. Dar puțin mai târziu, sâmbătă, pot să apară responsabilități privind călătoriile. 9 decembrie poate fi un start la noi proiecte financiare sau o alertă acasă, așa cum arată un stelium în sectorul 8 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni Încearcă să beneficiezi de comunicarea cu oamenii pe care îi vei întâlni în această perioadă, dar cu rudele tale fii atentă. Acestea pot eșua în cel mai inoportun moment. Săptămâna aceasta se pare că tu vei încheia un ciclu în dragoste și vei începe să înțelegi sensul expresiilor, îmi place să călătoresc, îmi place să iubesc. Potrivit planetelor din Casa a doua a astrogramei tale, în cele din urmă, poți deveni convinsă că vrei să reiei o relație ruptă. Este posibil să nu înțelegi cum se poate face acest lucru și poți să ai fantezii. Uite-te la viața reală, nu totul se poate întâmpla așa cum vrei tu. Dar o încercare o poți face miercuri sau joi. Luni poate aduce îngrijorări despre casă și gospodărie. Unele neînțelegeri vor continua pe teren cu clienții și partenerii. Este mai bine să fii supusă. Marți la lucru ceva te poate irita și se pare că acest lucru se poate datora faptului că majorarea de salariu sau bonusul se lasă așteptate. Unele dintre voi, miercuri, pot întâmpina dificultăți sau vor face un pas înapoi sub presiunea superiorilor. În curând, acești oameni vor câștiga în cele din urmă și va fi bine, deoarece succesul tău este legat de poziția lor. Vineri, iubirea poate trece pe strada ta. Cupidon s-a așezat în fața casei tale. Problemele de sănătate sau cu copiii pot fi actualizate. Va fi nevoie de un stil de viață sănătos. În weekend, nu toată lumea va dori să comunice ceea ce va fi neașteptat pentru tine și acest fapt va deschide o nouă pagină în istorie, așa cum spune Mercur plasat în cel de-al șaptele sector al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! RAC în prezent, îndoielile și temerele vor trebui lăsate în urmă. Ele vor interfera numai în noile tale eforturi. Rudele pot exagera, deci nu le spune despre dificultățile tale. Nu uita să discuți cu copiii. Se plictisesc și îți așteaptă atenția. Săptămâna poate trece fără niciun fel de schimbări deosebite și poate părea destul de plictisitoare. Tu mergi în mod monoton la muncă, dar începi să îți pierzi interesul pentru muncă. Încă nu trebuie să te gândești la o schimbare. Ai răbdare. Motivul principal pentru acțiunile tale în această săptămână vor fi casa și gospodăria. Dorințele și planurile legate de casă pot merge la extreme prietenii poți să apară brusc în prag. Marți poți auzi vești de la rude sau acestea vor veni la tine, dar asta nu îți va provoca multă bucurie. Se poate întâmpla să mergi într-o călătorie. În mijlocul săptămânii poți să apară vechi probleme care nu vor putea fi încheiate ușor sau vei ajunge în locuri în care ai fost deja. Dacă planifici o sarcină, este posibil ca în această săptămână dorința ta să devină realitate. Vineri poți primi o ofertă să mergi în locuri de divertisment sau undeva să te odihnești. Sâmbătă poți acorda timp pentru a soluționa problemele altor persoane. Duminică pot apărea griji privitoare la casă sau poate apărea un animal de companie în casa ta. Bărbații pot începe să te încurce în weekend. Poți primi mai multe oferte deodată simultan și nu vei ști care dintre ele să o tratezi cu preferință, după cum arată planetele situate în casa a șoasea a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu Săptămâna aceasta poate fi de mare succes pentru tine. Poți reuși cu ușurință să faci ceva ce nu te-ai așteptat mai devreme. Poți deveni mai activă, fermecătoare și, cel mai important, cu un discurs foarte bun. Întâlnirile cu tine marți și miercuri, nimeni nu le va refuza și îți vor oferi un răspuns pozitiv. Utilizează acest avantaj și finalizează rapid toate lucrările începute. Este destul de clar că te așteaptă premii. Acestea pot fi exprimate ca un echivalent material sau nu. În această perioadă vei fi literalmente saturată cu senzualitate și vei atrage oamenii ca un magnet. Femeile care s-au gândit la o nuntă se pot pregăti în siguranță pentru o căsnicie fericită. Cu toate acestea, capul îți va fi plin de abundența sarcinilor. Planifică totul și stabilește termene pentru tine. Va fi mai ușor în acest fel. Săptămâna va fi astfel mai mult decât reușită. Între timp, pot să apară încurcături cu rudele, unele pot avea probleme cu documentele în mod neașteptat sau va fi necesar să tratezi aspecte de natură financiară. Schimbările în portofel sunt anunțate pentru luni. Marți sunt probabile pericole pe drumuri. Miercuri, banii pot fi obținuți într-un mod ușor, grație sprijinului lui Jupiter și Mercur. Același lucru în ziua de joi. Poți să câștigi, să ai succes sau să obții cumva ceea ce dorești. Vinerea aduce o schimbare de energie, iar până seara afacerile interne din gospodărie te vor năpădi și probabil că vor fi să apară oaspeți brusc. Sfera copiilor este activată. Duminica poate aduce îngrijorări și cheltuieli în ceea ce privește distracția, recreerea, vacanța copiilor, așa cum avertizează congestia planetelor din cel de-al cincilea sector al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, Încearcă să comunici numai cu persoane care îți plac în această săptămână. Ține departe pe cei care îți pot strica starea de spirit. Pentru tine urmează câteva zile tensionate. Va trebui să rezolvi o mulțime de lucruri, atât la locul de muncă, cât și pe frontul personal. Fă toate eforturile pentru a opri viciile familiale, pentru a decide ce vrei de la partenerul tău și de la tine. Distribuie judicios îndatoririle și îndeplinește-ți responsabilitățile profesionale. Un secret poate să devină public de luni, iar acest lucru va fi legat de condițiile de acasă sau de afaceri. Marți poți avea din nou dispute din cauza afacerii comune, cu greu vei putea rezolva pe cont propriu. Partenerul va avea dreptate și va trebui fie să asculți, fie să pleci. Poți fi deranjată, nu obții ceea ce ai dorit de la partener, poți fi supărată de la comia lui. Dacă ai o întâlnire, aceasta nu se va termina cu bine. Joi evită semnarea oricăror documente, indiferent de cât de seducătoare ți-ar putea apărea inițial. Probabil conțin o distorsionare deliberată a faptelor. La sfârșitul săptămânii se pare că nu vei mai fi acasă, călătorești și poate departe. Sâmbătă, ca de obicei, cei dragi, copiii, îngrijirea lor vor fi oarecum naturale și spontane. Duminică se pare că îți vei face temele, încep un nou proiect. Tot ceea ce planuiești va avea un impact pozitiv asupra partenerului și a succesului tău în viață, așa cum indică îngrămădirea de planete din sectorul 5 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța Săptămâna este bună pentru efectuarea oricăror tranzacții imobiliare. Este deosebit de profitabil să cumpere acum. Săptămâna aceasta, accentul principal se poate pune pe sine, deoarece sintagma Eu sunt ceea ce mi-am făcut, nu ceea ce s-a întâmplat cu mine, va fi de actualitate. Poți intenționa să faci lucruri plăcute, de exemplu, a începe să te angajezi în aspectul tău cea mai bună zi pentru acest lucru este marți, așa că nu întârzia vizita la cosmetician. Încrederea în sine va apărea imediat și poți programa o întâlnire care a fost amânată de mult. Cu toate acestea, pot apărea unele secrete și eventual o clarificare a relațiilor cu prietenii sau rudele. A trecut momentul în care ai avut încredere oarbă în alții, ai încercat să nu-ți dezamăgești așteptările și, prin urmare, nu-ți-ai trăit viața. Nu-ți fie frică să atragi atenția sexului opus. Marți, picioarele tale te pot duce într-o direcție complet diferită. Mediul îți va oferi oportunități de mers pe jos, socializare, cumpărături, totul pentru a cheltui bani. În curând vei dori să citești ceva util. Joi te poți confrunta cu probleme financiare și poți concluziona că este timpul să economisești bani. O conversație cu un prieten vineri poate schimba planurile tale pentru weekend, dar puțină atenție nu va face rău. Este interesant că poate să schimbe obiectivul tău principal, care se va muta în zona de lucruri pentru casă. Weekendul promite călătorii, comunicarea cu cei dragi, cu toate acestea, ceva va fi oarecum spontan. Este bine să construiești vise și planuri de a cunoaște lumea prin călătorii, după cum susțin planetele îngrămădite în casa a noua a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, Accidentele nu sunt întâmplătoare când este vorba despre tine. Fii atentă la semne și îți vor arăta calea de urmat. Dragostea va veni în prim plan. Chiar și unele dintre deciziile de lucru vor fi amânate din cauza plonjării în piscina dragostei cu capul. Tu ai întotdeauna opinii proprii în orice circunstanță, dar săptămâna este plină de impredictibilitate și poți fi destul de confuză. Folosește-ți intuiția, mai ales atunci când vorbești cu superiorii. Vei fi ocupată cu o varietate de sarcini, atât proprii cât și ale celor din jurul tău. Încearcă să nu atragi atenția asupra ta la locul de muncă. Aceasta nu este o idee bună. Dacă ai probleme de sănătate, asigură-te că iei pastilele cu tine când pleci de acasă. Afacerile interne în gospodărie sunt încă pe picioare, iar tu poți să dai vina pe soțul tău pentru asta, deși este în mare parte vina ta. Motivul principal probabil că stă în secrete asociate cu alte persoane. În această săptămână trebuie să ai grijă de interesul comun din familie. În această săptămână trebuie să ai grijă de interesul comun din familie, de venitul tău și poate chiar să eviți polemici cu colegii, copiii sau cei dragi. Vineri poți fi deja mândră de tine. Astrele susțin că poți dedica sâmbăta pentru cumpărături. Duminică, planete prietenoase te sfătuiesc să începi un nou proiect. Este timpul să rezervi bilete pentru călătorii lungi planurile tale se vor construi în scopul îmbogățirii așa cum sugerează clusterul de planete din cel de-al doilea sector al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător Pregătește-te să mergi la întâlniri. Vor fi mai multe oferte simultan. Orice decizie privind banii trebuie cântărită de mai multe ori. Există de asemenea riscul de a câștiga o indigestie, ai grijă cu produsele din fața gurii. Potrivit astrelor, arcașele sunt gata să depună mult efort pentru a restabili pacea în familie. Relațiile pot fi tensionate, neînțelegerile și neliniștea pot domni seara. Vină cu ceva neobișnuit și interesant care ar putea dezamorsa situația. Cina romantică este bună. Unele dintre voi nu sunt deloc înclinate să economisească bani, achizițiile urmează una după alta și nu toate au succes. Stelele promit că vei avea o stare bună. Celor care au ziua de naștere în aceste zile, planetele care patronează semnul promit multe momente plăcute. În așteptarea sărbătorii, încearcă să nu îți strici reputația de angajat de bună credință. Șefii vor aprecia atitudinea față de îndatoririle tale și îți vor acorda o primă. Vei simți cum îți crește autoritatea în a doua jumătate a perioadei, deși în același timp va fi indicată reducerea întâlnirilor și trecerea la lumea dorințelor senzuale. Cineva te va invidia, dar pentru moment va rămâne un secret. Tema schimbării locului de muncă te poate afecta vineri, însă tu poți avea mari îndoieli cu privire la acceptarea ofertei și dacă aceasta îți va face rău în viitor. Sâmbătă probabil o vei dedica gospodăriei, dar duminică o mulțime de oferte se pot năpusti asupra ta. Situațiile te pot scoate din casă. Probabil că una dintre oferte îți va afecta casa, munca, viața obișnuită, dar vei putea controla totul și, în cele din urmă, vei fi terminat aceste bătălii de viață cu o mare victorie, așa cum susțin planetele adunate în sectorul 11 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn. Subiectul principal al săptămânii va fi cu siguranță cel al succesului, ajungând în mod neașteptat la un final logic. Atunci vei putea primi o recompensă. Continuă să te deplasezi în direcția pe care ai ales-o pentru tine. Gândurile tale vor fi pline de vise, dar pentru moment realizarea lor este imposibilă. La începutul săptămânii vei fi înclinată să iei decizii spontane. Din păcate, unele dintre ele vor fi greșite. Dar tu întotdeauna te distingi prin bunul simț, iar acum ești ocupată în căutarea unor soluții de compromis. Poate că cineva s-a simțit jignit de tine și trebuie să înțelegi cum să faci situația avantajoasă, nu numai pentru tine, ci și pentru cel în cauză. Oportunitatea îți va veni marți. Astrele avertizează că este neprofitabil să faci orice investiție. Este mai bine să ții banii neatinși într-un loc sigur. În viitor vei ști exact pe ce trebuie să cheltui. De-a lungul săptămânii poți fi deranjată de relațiile personale, dar pentru moment nu înțelegi care este motivul. Nu întârzia să pornești o conversație pe această temă. Totul va fi clarificat. Cel mai probabil, miercuri vei trăi o mulțime de entuziasm privitor la călătorii, educație, animale de companie. Îngrijirea va fi asociată cu anumite locuri închise. Dacă ai atras în trecut pe ceilalți ca un magnet, acum este timpul să te ții calmă și să reziști. Un noroc asociat cu premiul, dacă îl mereți, poate să apară vineri. Sâmbătă, gospodăria va fi pe primul plan, ai grijă de locuință, deși vor exista situații neprevăzute. Norocul te va găsi duminică în locuri publice închise, cum ar fi biserică, muzeu. Un spațiu din preajma casei este periculos, după cum susțin planetele adunate în casa 12 -a, a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător este o săptămână în care vor trebui rezolvate în principal problemele legate de locuri îndepărtate, educație sau casting de bani pe drumuri. Combinând speranțele cu planuri realiste, poți încerca să obții rezultate sub formă de ajutor sau bani câștigați ușor. Apoi vei putea plăti rudele, vecinii, centre de îngrijire personală sau reparația mașinii. Vizitează salonul de înfrumusețare, înscrie-te la sala de gimnastică, ajustează-ți dieta și asigură-te că ai cumpărat câteva lucruri noi. Vei avea nevoie de ingenuitate pentru a avea timp pentru toate în această săptămână. Casa și familia vor fi abandonate, dar vei avea timp să faci restul. Nu fi surprinsă dacă se vor deschide noi perspective în fața ta. Astrele te sfătuiesc să fii de acord cu orice sugestii. Este posibil să primești un răspuns la întrebarea privitoare la o întâlnire personală cu o persoană pe care ai plăcut-o mult timp. Întâlnirea va avea loc într-un cadru foarte intim. Miercuri, anumite evenimente te pot stresa și este posibil să te confrunți cu energiile colective. Joi poți obține un bonus. Tot ceea ce ai obținut este posibil să nu să se întâmple pentru prima dată. În mod constant există unele obstacole, acordurile sunt rupte. Joi este posibil să obții un rezultat acceptabil pentru tine. Vineri se vor pune probleme importante. Poate că vor fi să apare colegi noi la locul de muncă. Sâmbătă ai grijă de nevoile tale. Duminică poți comunica cu prietenii în aer liber sau într-un loc prestigios. Te poți aștepta la o companie nouă de vacanță și de călătorie, deoarece soarele este bine poziționat pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Pregătește-te pentru aventuri care te vor aștepta la fiecare pas. Dacă ai probleme controversate, consultă-te cu cineva, nu te baza numai pe tine. La sfârșit de săptămână, fă o pauză de la serviciu și petrece timp cu prietenii, mai ales dacă nu v-ați mai văzut de mult timp. Nu totul va fi bine la locul de muncă. Mustrarea de la superiori nu este exclusă. Celor care au decis să se dedice pe deplin muncii, le se ofere cu adevărat un proiect care le va aduce venituri bune. Membrii familiei se pot simți complet abandonați și trebuie să îți reconsider toate responsabilitățile la domiciliu în avans. Încă de luni poți începe să sortezi lucrurile cu copiii și cu cei dragi. Marți, excesul tău de energie poate fi chiar periculos. Fii atentă, mai ales în situații de serviciu. Astrele susțin că afacerile sau locul de reședință vor deveni foarte importante pentru ca tu să ai succes. Ai putea merge într-o călătorie pentru a câștiga bani acolo. Cele care nu muncesc temporar își pot exprima nemulțumirea față de rudele apropiate. Nu intra în conflict, amintește-ți că tăcerea este aur. În weekend poți intra într-o situație neașteptată. Duminica îți va oferi o mulțime de situații importante în care vor apărea dificultăți în relații, dar totuși succesul va fi mai devreme sau mai târziu atins. Astfel vei putea să începi o nouă pagină a faptelor tale eroice în familie, dar puțin mai târziu, așa cum vorbește Congregația de Planete din Casa a 10 a, a astrogramei tale. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!